Avertisment. Acest film nu poate fi urmărit decât alături de o ciocolată neagră sau cu lapte, în funcție de preferință. Dacă sunteți un mare sau mic iubitor al ciocolatei, trebuie neapărat să vizitați acest muzeu. L-am descoperit de curând, în București, pe șoseaua Orhideilor la numărul 14. Cum a fost această experiență delicioasă? Rămâneți alături de noi și veți vedea și voi. Nu este un muzeu foarte mare, așa cum te-ai aștepta când auzi denumirea de muzeu, dar este extrem de primitor, delicios și nu este recomandat pofticioșilor. Cu greu ne-am abținut și noi de la a gusta din fântâna de ciocolată de la intrare. Choco Museum este locul unde poți afla istoria boabelor de cacao care stau la baza acestui preparat magic care este ciocolata. Poți vedea diverse aparate folosite de-a lungul timpului pentru preparare și poți admira sculpturi și diverse figurine de mici și mari dimensiuni realizate, bineînțeles, din ciocolată. Dar mai bine să vă lăsăm să vă încântați atât ochii cât și papilele gustative. O scurtă istorie a ciocolatei. Despre ciocolată, aztecii spuneau că ar fi născută din sângele unei prințese, moartă pentru că nu a divulgat nimănui secretul unei comori legendare. Semințele arborelui de cacao reprezentau amărăciunea și suferința, forța și determinarea tinerei. Indienii Maya din Mexic, în jurul anului 600 înaintea noastre, considerau bobul de cacao un dar divin, cu puteri magice, pe care îl foloseau în ritualuri și ceremonii, dar și ca tratament împotriva durerilor, a febrei și a tusei. Aztecii îi legau existența de grădinile raiului și unii și ceilalți îl foloseau ca monedă de schimb. Cu 100 de boabe se putea cumpăra un sclav și ca ingredient pentru o băutură energizantă. Maiașii sunt cei care au inventat o băutură fierbinte și amară preparată din păstăile de cacao și îmbunătățită cu diferite arome. Rețeta a fost preluată de azteci care au adăugat vanilie și miere și au denumit-o Xocoatl, apă amară. Aducerea boabelor în Europa este atribuită de unii lui Cristofor Columb în 1503, de alții conquistadorul spaniol Hernán Cortés, 1528, iar de alții călătorului italian Antonio Carletti, în 1600. Spaniolii au fost cei care au început să planteze arbori de cacao și au ținut acest lucru secret, până când călugării au răspândit vestea. Cu toate acestea, a fost nevoie de mai bine de 100 de ani pentru ca ciocolata să treacă de la statutul de tratament pentru diferite afecțiuni la cel de aliment de larg consum. Se pare că primul baton de ciocolată a fost preparat la Londra de către Joseph Fry în 1847, care a inversat proporțiile, a pus mai puțină apă și mai mult unt de cacao. Alte surse spun că Sir Hans Sloane, doctorul personal al reginei Anne, este cel care a adăugat pentru prima dată lapte peste cacao. Rețeta sa a fost vândută fraților Cadbury, care se pare că au trăit regește de pe urma ei. 30 de ani mai târziu, în anul 1875, Daniel Peter și Henry Nestlow au adăugat rețetei lapte condensat. Așa a apărut pentru prima dată ciocolata cu lapte. Brevetul pentru inventarea ciocolatei solubile aparține casei Capșa din Paris și datează de la începutul secolului al XX-lea. Compania Hershey a fost abordată în 1937 cu privire la crearea unui baton special conceput pentru armata SUA. Potrivit chimistului șef al companiei, Sam Hinkle, guvernul Statelor Unite a avut 4 cereri cu privire la noile batoane de ciocolată. Să cântărească 4 uncii, să asigure un nivel ridicat de energie, să reziste la temperaturi ridicate și să aibă un gust un pic mai bun decât un cartof fiert. Produsul s-a numit D-Ration Bar, un amestec de ciocolată, zahăr, unt de cacao, lapte, praf degresat și făină de ovăz. În ceea ce privește gustul, cel care a încercat a spus că mai degrabă ar fi mâncat cartofi fierți. Combinația de făină de ovăz și grăsime a făcut din ciocolată o cărămidă densă, iar zahărul era prea puțin pentru a masca gustul amar a cantității mari de ciocolată neagră. Având în vedere că a fost concepută pentru a rezista la temperaturi ridicate, era aproape imposibil să muști din ea, mai degrabă o răzuiai. În ciuda eforturilor armatei americane de a opri oamenii să le arunce, unele dintre batoane au ajuns în coșul de gunoi.
Mai târziu, în timpul războiului, Hershey a introdus o nouă versiune cunoscută sub numele de batonul tropical, conceput special pentru temperaturile extreme din Pacific. Până la sfârșitul războiului, compania a produs numai puțin de 3 miliarde de astfel de batoane pentru rațiile soldaților. Între timp, rețetele s-au îmbunătățit și sortimentele s-au diversificat. Cu alune, cu lapte, cu fructe, cu lichior, în funcție de cele mai exclusive gusturi și, evident, de buget. Consumată responsabil și în cantități limitate, ciocolata este un răsfăț delicios ce nu îngrașe și chiar un afrodisiac. De la Maria Antoaneta și până la Napoleon Bonaparte, toți marii conducători se răsfățau cu desertul delicios. Napoleon a cerut ca vinul și ciocolata să fie puse la dispoziția lui și a consilierilor săi chiar și în timpul campaniilor militare intense. 13 septembrie este Ziua Internațională a Ciocolatei, cel mai iubit gust de pe cele 7 continente. Alte zile în care mai este sărbătorită ciocolata sunt 7 iulie, este sărbătorită ziua când ciocolata a fost adusă pentru prima oară în Europa la 7 iulie 1550. 28 iulie, Ziua Națională a Ciocolatei cu Lapte, sau 7 noiembrie, Ciocolata Națională Dulce cu Lapte. În prezent, 2/3 din producția mondială de cacao vine din vestul Africii, cel mai mare producător fiind Coasta de Fildeș. În continuare îți prezentăm 5 scuze pentru a mânca ciocolata și a nu te simți vinovat. 1. Este un aliment bogat în nutrienți. Un baton de ciocolată de 100 de grame îți poate oferi mai mult de jumătate din doza recomandată de magneziu și aproximativ 2/3 din cantitatea de fier necesară în organism. 2. Poate îmbunătăți circulația sângelui. Ciocolata are un efect similar cu cel al aspirinei asupra circulației sângelui. Previne cheagurile de sânge, iar consumul ciocolatei cu conținut ridicat de cacao poate preveni atacurile cerebrale și cardiace. 3. Reduce senzația de oboseală. 4. Îmbunătățește memoria. Și în sfârșit 5. Te face mai fericit. Anadamina conținută introduce o stare de energie și fericire, iar ciocolata amăruie poate stimula producția de serotonină, numită și hormonul fericirii. În toate cazurile, consumați responsabil și cu moderație ciocolata și mai ales savurați-o. Dacă v-am făcut poftă și vă doriți să petreceți câteva ore în preajma deliciosului desert, vă oferim datele de contact ale Muzeului de Ciocolată din București. Noi ne-am făcut câte o tabletă de ciocolată pe care cu mâna pe inimă vă spunem că am apreciat-o mai mult decât cea cumpărată din magazin. A fost și personalizată, special de mânuțele noastre. Vă mulțumim pentru vizionare, vă dorim în continuare o zi delicioasă ca și ciocolata și nu uitați dați like și subscribe canalului nostru de YouTube.